Trei momii cu limbi de aur au fost descoperite într-un mormânt din epoca greco-romană, pe locul antic al lui Oxyrhynchus, actualul Al-Bahnasah din Egiptul Mijlociu. Misiunea arheologică spaniolă, care a excavat situl Bahnasah de 10 de ani, a descoperit anul trecut o nouă necropolă. Era vorba de o singură cameră de calcar lustruit, datând din dinastia 26-a, ultima dinastie băștinașă care a condus Egiptul înainte de a fi cucerită de Persia Arhemenidă în 525 înainte de Hristos. Săpăturile din acest sezon au scos la iveală alte două morminte din dinastia 26-a. Unul dintre ele fusese jefuit în antichitate, dar încă mai conținea un sarcofag de piatră antropoid feminin. Al doilea mormânt era încă sigilat. Conținea un sarcofag antropoid masculin care conținea rămășițele mumificate ale omului. Mormintele din epoca romană explorate în acest an au conținut rămășițele mumificate a trei indivizi, unul dintre ei în stare relativ bună, care încă avea păr și țesut moale. Unele dintre sicriele de carton pictate au supraviețuit și ele. Toți trei aveau în guri niște foi alungite, precum niște limbi de aur. Una dintre mumiile cu limbi de aur a fost descoperită la începutul acestui an la situl Taposiris Magna din Alexandria, la 402 km nord de Al-Bahnasah. Oxyrhynchus este cel mai bine cunoscut pentru colecția de peste 500.000 de fragmente de papirus descoperite pentru prima dată la sfârșitul secolului al XIX-lea într-o groapă de gunoi antică.